Și-o viață fără de sfârșit, de veșnicii mă leagă. Dar pentru mine s-a jertfit Iisus din cer m-a mântuit. Și-o viață fără de sfârșit, de veșnicii mă leagă. Țărâne trecătoare sunt, dar cred în nemurire, căci Duhul Celui veșnic sfânt îmi dă putere și având să pot pleca de pe pământ dincolo să rugire. Căci Duhul Celui veșnic sfânt de pe pământ dincolo strălucire. Sunt călător spre țara mea, cu Domnul am izbândă. Mie călăuză-s dreapta ta, o Doamne, Tu nu vei lăsa. Nici însă cadă lupta grea, ființa mea vărbândă. Mie călăuză dreapta ta, o Doamne, Tu nu vei lăsa. Nici însă cadă lupta grea, ființa mea vărbândă. În glas de ciocul liduios și-n buietul de ave, în flori și toje mai frumos, în ceresc numărați de jos, iubirea sfânta lui Hristos o simt tot mai aproape. În flori și toșei mai frumos, în ceresc cumpărați de jos, iubirea sfânta lui Hristos o simt tot mai aproape. Eu am aflat un Creator și pacea și menirea. Tu mi-ai dat lacrimă de dor, să te iubesc, să mă-nfior și să-ți aștept venirea. Stăpân al vieții ziditor, Tu mi-ai dat lacrimă de dor, să te iubesc, să mă-nfior și să slăvit să fie numele Domnului Iisus. Amin. Îi mulțumim că și în, după masa aceasta suntem în prezența Lui. Un lucru frumos, un lucru plăcut, că am dorit ca să venim în casa Domnului. Vreau să vă spun că și dorința vine tot din partea Domnului. Amin. Și așa de frumos să fim în casa lui Dumnezeu. M-aș bucura dacă și dimineața am fi tot atâția ca și seara în casa Domnului, să nu avem niciun loc mai bun și mai plăcut decât în casa lui Dumnezeu. Psalmistul spunea, aș vrea ca toată viața mea să fiu în casa Domnului. Amin. Așa de frumos să fim în casa Domnului și cu dorința arzătoare de a-L lăuda, de a-L binecuvânta. Frații și surori, avem nevoie de ajutorul Domnului. Lucrarea din casa lui Dumnezeu, slujbele din casa lui Dumnezeu, indiferent de ce natură, cântări, poezii, predici, totul este numai prin ajutorul Duhului Sfânt. Și dorim ca Duhul Sfânt să o facă aceasta, pentru ca, într-adevăr, să fim călăuziți în tot ce facem de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea avem nevoie de rugăciune, să ne rugăm lui Dumnezeu și să-L binecuvântăm, pentru că suntem în prezența Lui.
Să-L binecuvântăm că ne-a ales, frați și surori, dintr-o lume deșartă, indiferent când, ani și zeci de ani în urmă, oricând. Dar important este că chemarea ne-a făcut-o Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos și suntem în prezența Lui. Haideți cu toții să-I mulțumim, să-L binecuvântăm și să-L lăudăm. Nu uităm. Eu nu uit și aș vrea ca nimeni să nu uite. Nici prima zi când Dumnezeu ne-a chemat la El. A fost o zi măreață. Apoi, a doua parte a rugăciunii, să ne rugăm Domnului pentru toți slujitorii din casa Domnului, pentru toate slujbele din casa Domnului, pentru cor, pentru fanfară, pentru toate corul, toate formațiile, pentru predicatori, să ne rugăm Domnului ca Domnul să îi folosească în lucrarea Lui. Cu toții, haideți să ne rugăm Domnului. Nu va fi o veste mai frumoasă ca salvarea dată prin Iisus, nici iubire care să jertfească pentru noi cât a jertfit Iisus. Dragostea Lui e lucru cel mai minunat, minunat, cel mai minunat. O, dragostea Lui e lucru cel mai minunat, minunat și pentru noi. Silnic mă înconjoare cu durare, orice pas cât e de bun, El mi-a dat pe veci răscumpărare, pot și eu oriuța cum să-i spun. Dragostea Lui e lucru cel mai minunat, minunat, cel mai minunat. O, dragostea Lui e lucru cel mai minunat, minunat și pentru noi. Dragostea Lui e lucru cel mai minunat, minunat, cel mai minunat. O, dragostea Lui e lucru cel mai minunat, minunat și pentru noi. Nu vom înțelege niciodată ce măreață e iubirea sa, și atunci slava nevisată, tot iubirea Lui o vom cânta. Dragostea Lui e lucru cel mai minunat, minunat, cel mai minunat. O, dragostea Lui e lucru cel mai minunat, minunat și pentru noi. Dragostea Lui e lucru cel mai minunat, minunat, cel mai minunat. O, dragostea Lui e lucru cel mai minunat, minunat și pentru noi. Amin. Vă rugăm să ocupați locurile. Suntem mulțumitori Domnului și trebuie să-I mulțumim pentru faptul că și în această după masă suntem în prezența Lui, suntem în casa Lui, unde putem ca să ne hrănim de pe masa Lui Dumnezeu, din cuvântul Lui Dumnezeu, prin care Domnul ne vorbește. Și m-aș bucura și cred că fiecare dintre noi avem acest gând, acest scop și acest cel de a asculta ce Domnul vrea să ne vorbească prin cuvântul Lui. Sigur, pentru fiecare eu cred că Domnul are un cuvânt. Aceea vă spunem tuturor un bun venit în casa Domnului și Domnul să ne binecuvinteze pe toți și să facă ca Duhul Său cel Sfânt să lucreze în mijlocul nostru. Ne bucurăm să avem cu noi Cornel și sora Doina Buzlea din Biserica Betania, din Chicago. Îi rugăm să se ridice în picioare ca biserica să-i cunoască. Mulțumim, Domnul, să vă binecuvinteze și să aveți o părtășie binecuvântată împreună cu noi aici la închinare.
Frați și surori, aș dori să începem cu cei mai mici programul nostru din seara aceasta. Să dăm întâietate cei mai în vârstă, să dăm întâietate copiilor. Copiii au un program pentru slava Domnului și dorim să le dăm loc ca ei să cânte și să laude pe Domnul după puterea lor, apoi după ei corul mix și apoi fanfara va lăuda pe Domnul cu o cântare. Thank you.
Poporașul meu, poporașul meu, trezește-te. Poporașul meu, poporașul meu, trezește-te. Trezește-te, nu dormi. Iată, iată, vine mirele. Trezește-te, nu dormi. Iată, iată, vine mirele. Ia-ți haina curată, Duhul cel din slavă, Duhul Sfânt. Ia-ți haina curată, Duhul cel din slavă, Duhul Sfânt. Căci de mult eu tot aștept, a mea nuntă ca să o încep. Căci de mult eu tot aștept, a mea nuntă ca să o încep. Și-am să stau la masă cu a mea mireasă sus în cer. Și-am să stau la masă cu a mea mireasă sus în cer. Și-am să-i cânt din harpe vii cele mai frumoase melodii. Și-am să-i cânt din harpe vii cele mai frumoase melodii. Oastea cea din ceruri va întreba pe miel, de unde vin? Oastea cea din ceruri va întreba pe miel, de unde vin? Mielule va spune așa, vin de pe pământ la nunta mea. Mielule va vin de pe pământ la nunta mea. Vin de pe pământ de unde au suferit pentru acest loc. Vin de pe pământ de unde au suferit pentru acest loc. Dar acum s-a terminat, căci la nunta mea ei au intrat. Dar acum s-a terminat, căci la nunta mea ei au intrat. Thank you.
Thank you.
Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl. Binecuvântat să fie Domnul Iisus, Fiul Lui. Și binecuvântat să fie Duhul Sfânt în veci. Suntem mulțumitori Domnului pentru formațiile care au cântat, fiecare am urmărit, caută să aducă cei mai buni Domnului, cei mai frumos, cei mai ziditor și așa de minunat. Un frate bătrân spunea, atunci când a devenit păstor și la prima predică a lui, s-a gândit el setos ca cineva să se pocăiască la predica lui. Și el a mers cu gândul acesta la amvon, cu dorința ca să măcar unul, doi să fie care să se pocăiască la predica lui. Și când a predicat, a terminat predica, a ieșit afară, s-a ieșit afară și un frate s-a dus la el și a zis, frate, mulțumesc Domnului, eu de astăzi mă pocăiesc. Și fratele a zis, frate, sunt așa de bucuros, a zis fratele păstor, sunt așa de bucuros că în sfârșit la prima predica mea am dorit acest lucru și că te întorci la Domnul. Și el a spus, frate păstor, nu vă supărați, nu l-a predicat dumneavoastră, la cântarea corului mă pocăiesc. Cântările sunt un mesaj minunat pentru noi și de aceea e bine ca să fim receptivi la tot ce Dumnezeu lucrează în biserică. Aș dori să ne ridicăm cu toți în picioare. Fratele Cosmin, păstorul bisericii, va citi cuvântul Domnului, după care apoi noi ne rugăm acolo în băncile noastre ca Domnul să-l folosească în vestirea Evangheliei. Cuvântul Domnului în seara aceasta la Evanghelia după Luca, la capitolul 9, și să citim cuvântul pe care îl găsim începând cu versetul 28 până la versetul 36, cuvânt care vorbește despre schimbarea la fața Domnului Iisus. Cam la 8 zile după cuvintele acestea, Iisus a luat cu el pe Petru, pe Ioan și pe Iacov și s-a suit pe munte să se roage. Pe când se ruga, i s-a schimbat înfățișarea feței și îmbrăcămintea i s-a făcut albă strălucitoare. Și iată că stăteau de vorbă cu el doi bărbați. Erau Moise și Ilie, care se arătaseră în slavă și vorbeau despre sfârșitul lui pe care avea să-l aibă în Ierusalim. Petru și tovarășii lui erau îngreuiați de somn. Dar când s-au deșteptat bine, au văzut slava lui Iisus și pe cei doi bărbați care stăteau împreună cu el. În clipa când se depărtau bărbații aceștia de Iisus, Petru a zis lui Iisus, Învățătorule, este bine să fim aici, să facem trei colibe, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Nu știa ce spune. Pe când vorbea el astfel, a venit un nor și i-a acoperit cu umbra lui. Ucenicii s-au înspăimântat când i-au văzut intrând în nor. Și din nor s-a auzit un glas care zicea, Acesta este fiul meu prea iubit, de el să ascultați. Când s-a auzit glasul acela, Iisus a rămas singur. Ucenicii au tăcut și n-au spus în zilele acelea nimănui nimic din cele ce văzuseră. Amin. Aș vrea să rămânem înaintea Domnului ridicați cu toții și să mai facem o rugăciune în seara aceasta, în care să cerem ca Dumnezeu să ne vorbească, frați și surori. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu și noi nu-l putem înțelege decât dacă ne este descoperit prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea vă invit cu toți, așa cum suntem în picioare, să stăm înaintea Domnului în rugăciune și să cerem în mod deosebit ca Dumnezeu să vorbească sufletelor noastre în seara aceasta. Amin. Ne rugăm Domnului. Mulțumim Domnului pentru harul pe care îl avem să fim împreună înaintea Domnului în seara aceasta. Ne bucurăm pentru fiecare dintre dumneavoastră și credem că prezența noastră în casă de rugăciune este o decizie pe care am făcut-o pentru că suntem conștienți de faptul că avem nevoie de Dumnezeu. Într-o vreme ca aceasta în care noi trăim, în mod deosebit, avem nevoie ca Dumnezeu să ne vorbească, avem nevoie ca Dumnezeu să ne călăuzească pașii, să ne lumineze mintea și să putem să facem ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi să facem într-un timp ca și acesta. Cântarea pe care fanfara a cântat-o ultima dată era o cântare care ne chema la rugăciune
Și pornind de la gândul acesta, de la acest mesaj al cântării fanfarei, am avut îndemnul să ne închinăm în rugăciune înaintea Domnului, pentru că și cuvântul din seara aceasta, încă de la începutul lui, prezintă acest context în care are loc, practic, această experiență deosebită, schimbarea la față a Domnului Iisus Hristos. Și contextul a fost unul simplu. Domnul Iisus Hristos s-a dus pe munte să se roage. Și mergând pe munte, a luat împreună cu el pe Petru, pe Iacov și pe Ioan. Și pe fondul acesta au loc câteva lucruri care au marcat viața Domnului Iisus Hristos, au marcat viața ucenicilor care au fost acolo și chiar și pe cei care nu au fost acolo, i-a marcat aceste experiențe pe care le-au avut ei pe munte. Și subiectul despre care aș vrea să discutăm în seara aceasta și să ne apropiem de el, privind la cuvântul din Evanghelia după Luca, de la capitolul 9, începând cu versetul 28, este despre cum afectează prezența lui Dumnezeu viața noastră. Cum afectează prezența lui Dumnezeu viața noastră. Într-o vreme în care noi trăim, parcă avem de-a face cu tot mai multe păreri ale oamenilor în ceea ce privește modul în care se manifestă Dumnezeu în viața omului. Și sunt oameni de părere că atunci când Dumnezeu vine și se prezintă în viața unui om, viața acelui om poate să comporte anumite schimbări, dar ceea ce este esențial și ceea ce iese în evidență este faptul că sunt anumite schimbări lăuntrice care are loc în viața omului respectiv. Și este adevărat. Însă aș vrea în seara aceasta să ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu și să înțelegem că atunci când Dumnezeu vine și se prezintă și are o lucrare de făcut în viața noastră, prezența lui Dumnezeu ne afectează într-un mod decisiv și pe dinăuntru și pe din afară. Aș vrea să stabilim din capul locului că Dumnezeu poate să fie experimentat de către om în măsura în care îl caută omul pe Dumnezeu. Suntem de părere și acceptăm că noi, când am fost chemați la mântuire, Dumnezeu ne-a găsit pe noi. Am fost căutați de Dumnezeu și am fost găsiți. Dar atunci când vorbim despre un pocăit, despre un om al lui Dumnezeu, despre un frate, despre o soră care a încheiat legământ cu Domnul, despre un tânăr care s-a născut într-o familie de pocăiți, atunci când vorbim despre experimentarea prezenței lui Dumnezeu într-o astfel de viață, trebuie să admitem și următorul fapt. Faptul că Dumnezeu se lasă descoperit și omul îl poate experimenta pe Dumnezeu în măsura în care îl caută omul pe Dumnezeu mai departe. Pentru că e normal că un om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu să nu aibă tendința naturală să-L caute pe Dumnezeu. De aceea, înainte să ajungem la mântuire, am fost găsiți. Dar după ce am fost mântuiți, noi suntem porniți pe un drum pe care, pe măsură ce mergem, căutăm să fim tot mai aproape de Domnul, căutăm să semănăm tot mai mult cu Domnul Iisus Hristos, căutăm să avem tot mai multe experiențe cu Domnul și asta înseamnă căutarea prezenței lui Dumnezeu. Ei bine, în experiența creștină, modul cel mai clar în care omul dovedește că îl caută pe Dumnezeu este rugăciunea din viața personală. Un om care pretinde că îl caută pe Dumnezeu, dar nu se roagă, s-ar putea să caute, și vorbim acum despre oameni credincioși, s-ar putea să caute și să caute și să vrea mai mult și să nu apuce mare lucru.
Pentru că dovada cea mai clară din viața mea că îl caut pe Dumnezeu este rugăciunea personală înaintea Lui. Și aș vrea să așezăm bine lucrul acesta în mintea noastră de la bun început. Frați și surori, dragi tineri, dacă noi îl căutăm pe Dumnezeu, noi ne rugăm lui Dumnezeu. Dacă noi nu avem o viață de rugăciune, prin aceasta spunem, chiar dacă nu ne place, că noi într-un mod real, esențial și într-un mod intens, nu îl căutăm pe Dumnezeu. În măsura în care ne rugăm, în aceeași măsură îl căutăm. Am vrut să precizez aceste lucruri de la început, pentru că nu știu dacă este cineva în locul acesta care gândește altfel, m-aș bucura să nu fie. Dar dacă totuși este cineva aici care crede că îl caută pe Dumnezeu și îl poate experimenta pe Dumnezeu altfel decât apropiindu-se în rugăciune de Domnul, cuvântul din seara aceasta ne îndeamnă pe fiecare care am putea fi într-o astfel de situație să ne revizuim bine poziția noastră înaintea lui Dumnezeu. Pentru că din vechime și până astăzi, oamenii care l-au căutat pe Dumnezeu au fost oameni care s-au rugat lui Dumnezeu. Oamenii care s-au rugat lui Dumnezeu au fost oameni care au avut experiențe deosebite cu Dumnezeu. Și în textul din seara aceasta, în pasajul biblic de aici, din Evanghelia după Luca, sigur avem de-a face cu Domnul Iisus Hristos, care a fost și Dumnezeu și om 100%. Însă din experiența aceasta și a ucenicilor care l-au însoțit pe munte, atunci când a avut loc experiența schimbării la fața Domnului, aș vrea să învățăm aceste câteva lucruri despre modul în care este afectată ființa umană atunci când este prezența lui Dumnezeu acolo. Atunci când experimentăm prezența lui Dumnezeu, frați și surori, se întâmplă câteva lucruri în viața mea și în viața ta, și lucrurile acestea nu sunt numai experiența mea sau nu sunt numai experiența dumneata. Sunt câteva lucruri care ne cuprind pe toți, pentru că în prezența lui Dumnezeu, omul are cam aceleași fel de manifestare când îl experimentează pe Dumnezeu cu adevărat. Sigur, n-aș vrea să înțeleagă cineva că am face din experiența personală a cuiva o normă de credință pentru toată lumea. Fiecare îl putem experimenta pe Dumnezeu și fiecare putem avea experiențele noastre personale cu Dumnezeu și în anumite aspecte, datorită faptului că suntem noi ca oameni diferiți, să difere anumite detalii de experiență personală cu Dumnezeu. Dar sunt anumite lucruri principiale, anumite lucruri de bază pe care fiecare om care experimentează prezența lui Dumnezeu în viața lui trebuie să le poată vedea aceste lucruri în urma experimentării prezenței lui Dumnezeu. Și textul este limpede și normal este vorba despre schimbare. Sunt lucruri care se schimbă în viața noastră, în viața noastră de oameni, atunci când le experimentăm pe Dumnezeu și atunci când avem de-a face în mod concret cu prezența lui Dumnezeu. Și primul lucru, și n-aș vrea să înțelegeți că mi-am făcut anumite dorințe ca să ating anumite puncte pentru noi în seara aceasta. Aș vrea să mergem așa cum ne lasă textul în jos, de la primele versete, și să le luăm pe rând câteva lucruri concrete. Ce se schimbă în viața omului când omul intră în prezența lui Dumnezeu? Primul lucru care se schimbă sunt aparențele. Și nu neapărat că este cel mai important lucru care se schimbă, nu vreau să spun prin aceasta, primul lucru pe care le găsim scris aici, cam la 8 zile după cuvintele acestea, Iisus a luat cu el pe Petru, pe Ioan și pe Iacov și s-a suit pe munte să se roage. Pe când se ruga, i s-a schimbat înfățișarea feței și îmbrăcămintea i s-a făcut albă strălucitoare. Ceva s-a întâmplat acolo în viața Domnului Iisus Hristos. În momentul în care se ruga, prezența lui Dumnezeu într-un mod special a venit peste el. Și aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, ca să ne înțelegem bine la lucrul acesta, când spune Scriptura că i s-a schimbat înfățișarea feței, se referă la fața lui de Dumnezeu sau la fața lui de om? La care față face referire Scriptura?
la fața lui de om. Pentru că privind la Domnul Iisus Hristos și înțelegându-L ca un om care a simțit natura umană așa cum o simțim și noi, dar El n-a păcătuit deloc, putem să-L înțelegem și să vedem că privind prin prisma aceasta la experiența Domnului Iisus Hristos, la umanitatea Lui, în momentul în care omul intră în prezența Lui Dumnezeu, aparențele Lui se schimbă. Și ca să avem un exemplu și din Vechiul Testament, ne aducem aminte cu toții momentul acela în care Moise a mers pe munte în prezența lui Dumnezeu și a primit legea de la Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu a fost așa marcantă pentru Moise, încât înfățișarea feței lui s-a schimbat. A strălucit și el, până acolo că a trebuit să-și pună o acoperitoare pe față, ca să nu fie o problemă pentru cei care se uitau la el. De ce aceasta? Pentru că omul când intră în prezența lui Dumnezeu, până și aparențele i se schimbă. Omul acela nu mai poate să fie la fel. Omul acela trebuie să se vadă ceva că s-a întâmplat în viața lui și Dumnezeu a lucrat acolo într-un mod special. Când este vorba despre aparențe, suntem tot mai diferiți în păreri pe măsură ce se scurg zilele. Suntem de părere și este o vorbă românească căreia îi dăm credit până la o anumită limită. Aparențele înșală. Și așa este. Aparențele pot înșela. Însă am stat și am meditat la lucrul acesta în felul următor. Cum poate să înșele aparențele unui om care l-a experimentat pe Dumnezeu? A avut parte de prezența lui Dumnezeu în viața lui și datorită acestei experiențe și-a schimbat aparențele. Vezi că ceva s-a întâmplat în viața lui. Și poate din anumite feluri de îmbrăcăminte, că aparențele și la aceasta se referă, ca să fim concreți, din anumit fel de îmbrăcăminte pe care era obișnuit să-l poarte, omul a devenit serios, măcar că e tânăr, pentru că l-a experimentat pe Dumnezeu și s-a schimbat. Și atunci, am putea spune despre o astfel de persoană care a avut o astfel de experiență, care se vede până și în aparențele lui schimbarea respectivă, am putea să spunem că înșală? Înșală astfel de aparențe? M-am uitat la reversul medaliei. E adevărat că poate aproape toți care sunteți de la o anumită vârstă în sus, ați avut experiențe de felul acesta, în care ați văzut oameni care cu aparența vreau să arate pocăiți. Și când aveai de-a face cu ei în mod practic, în viața de zi cu zi sau în viața de familie, îți dădeai seama că pocăința aceea arătată și poate impusă și altora în aparență, lăsa mult de dorit în viața practică și a faptei de zi cu zi. Și am ajuns la următoarea concluzie. Un om care îl experimentează pe Dumnezeu și schimbă aparența, nu va înșela niciodată cu aparența lui. Dar un om care nu îl experimentează pe Dumnezeu și doar îl schimbă aparența, aici e diferența și ar vrea să o facem bine, frați și surori și dragi tineri. Deci o persoană care nu le experimentează pe Dumnezeu, dar poate prin prisma aparenței să lase impresia că l-a experimentat pe Dumnezeu, poate și este valabil în dreptul lui ca aparența înșală. Dar niciodată un om care l-a experimentat pe Dumnezeu și arată bine, nu va fi în categoria aceasta. Acum, aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră dacă înșală aparențele în următorul context. Dacă o persoană pretinde că a avut experiență cu Dumnezeu, dar felul în care apare, felul în care vorbește, felul în care se îmbracă, este desprins mai mult din modelele lumii acesteia, putem spune că aparența înșală în dreptul lui? Nu. Și iată că din trei posibilități am ajuns la concluzia că în două aparențele nu înșală. Este una în care înșală și trebuie să îi dăm loc, pentru că așa este.
Dar aș vrea să ne uităm bine la lucrul acesta, pentru că dacă pretindem că am avut experiență cu Dumnezeu, dar aparența mea nu arată lucrul acesta, aparența mea nu înșală, dar eu mă înșel. În experiența Domnului Iisus Hristos, și fața și îmbrăcămintea, aparențele exterioare, prima dată, au fost schimbate. S-a întâmplat ceva special acolo. Și ceea ce era special acolo era prezența lui Dumnezeu. Frați și surori, dragi tineri, vreau să vă spun deschis și lămurit, un om care are experiență cu Dumnezeu, în omul acela se vede schimbare și în aparențele lui. Dacă viața ta trece printr-o perioadă în care cauți după fața lui Dumnezeu și nu ești sigur dacă l-ai văzut înapoi, dacă l-ai experimentat înapoi cum l-ai experimentat altă dată, s-ar putea să-ți prindă bine să te uiți la modul în care lași ființa ta să apară în ochii oamenilor pământești. În ce privește lucrurile acestea pământești, este important să vezi dacă viața ta este schimbată din interior, se va vedea și în exterior, în aparențe. Dacă nu, s-ar putea să mai ai de lucru. Și noi ne rugăm în seara aceasta ca Bunul Dumnezeu să ne dea o dorință tot mai mare de rugăciune, pentru că prin rugăciune să putem experimenta prezența lui Dumnezeu cu adevărat și spunem, Doamne, ajută-ne la aceasta. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l observăm, că se schimbă în viața unui om care are de-a face cu prezența lui Dumnezeu. Și acum aș vrea să trecem la ucenici. Versetul 32. Petru și tovarășii lui, spune Biblia, erau îngreuiați de somn. Dar când s-au deșteptat bine, au văzut slava lui Iisus și pe cei doi bărbați care stăteau împreună cu el. Un alt lucru esențial, zic eu, care se schimbă în viața oamenilor care experimentează prezența lui Dumnezeu, este, după aparențe, neputințele. Era o slăbiciune omenească acolo, erau obosiți. Viața le era îngreuiată. Ființele, ochii, ei nu mai puteau să stea să fie atenți la ceea ce se petrecea acolo, din cauza faptului că erau îngreuiați de somn. Și lucrul acesta s-a mai întâmplat în viața lor. În momentul în care vine prezența lui Dumnezeu în viața unei persoane, într-un mod real, când Dumnezeu atinge o persoană, dacă sunt acolo neputințe sau slăbiciuni omenești, sunt schimbate. Omul experimentează o schimbare. Omul experimentează o transformare. Omul experimentează o înnoire în privința aceasta. Spune Biblia că ei la un moment dat s-au deșteptat bine. Și s-au deșteptat pentru că acolo era slava lui Dumnezeu manifestată peste persoana Domnului Iisus Hristos. Alături de slava lui Dumnezeu peste Domnul Iisus Hristos erau și Moise și Ilie, care se arătaseră și ei în slavă, spune Biblia, și vorbeau cu Domnul Iisus Hristos despre sfârșitul lui pe care ar vrea să-l aibă în Ierusalim. Și în contextul acesta, în prezența lui Dumnezeu, a fugit și somnul, a fugit neputința omenească, slăbiciunea aceasta pământească, a plecat. Pentru că în prezența lui Dumnezeu, ceea ce este pământesc se schimbă. Neputințele fug. De aceea, frații mei, am auzit și experiențe de genul acesta, că familia când s-a adunat împreună și s-a rugat pentru că era cineva bolnav din casă și nu a trebuit să vină neapărat frați slujitori, păstori, dar pentru că s-au rugat împreună și s-au rugat până acolo, când s-a prezentat și s-a plecat peste ei prezența lui Dumnezeu,
A fost această schimbare, această transformare, această vindecare a neputințelor, pentru că atunci când oamenii se roagă și când Dumnezeu se prezintă, neputințele nu-și mai au locul. Nici neputințe și nici slăbiciuni. Și aș vrea să înțelegem bine și una și cealaltă. Neputințele poate s-ar putea să avem de-a face cu anumite boli în trupurile noastre. S-ar putea să avem de-a face cu anumite limitări din punct de vedere fizic, datorită stării de sănătate. Atunci când se prezintă Dumnezeu, neputințele fug și nu-și mai au locul. De aceea, privindu-i pe Petru, pe Iacov și pe Ioan îngreuiați de somn de această dată, mă bucur în duhul meu, pentru că este încă o confirmare a faptului că atunci când Dumnezeu își manifestă prezența, până și oboseala se duce. M-am tot întrebat cum a fost posibil pentru părinții noștri, pentru bunicii noștri, auzându-i, spunându-ne despre experiențele lor din trecut, când după o zi de muncă la câmp, mergeau seara la rugăciune și așa trecea vremea, așa treceau orele, că se apropia dimineața 4-5 și erau tot la rugăciune. De multe ori am înțeles experiențe de felul că s-au dus direct la autobuz ca să meargă după aia la lucru, la oraș mai departe, și mă întrebam cum e posibil că dacă stai să judeci omenește logic, domnule, parcă sunt niște aberații. Și așa este. Dacă nu cunoști puterea lui Dumnezeu, ai putea spune, Doamne, oamenii ăștia nu știu ce vorbesc. Dar când cunoști puterea și prezența lui Dumnezeu, îți dai seama că este posibil. Pentru că în prezența lui Dumnezeu, neputințele omenești nu mai au putere. Cel care are putere este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea, cred din toată inima că dacă sunt în seara aceasta aici neputințe, și dacă Domnul Iisus Hristos este prezent aici, noi trebuie să avem o mărturie în seara aceasta a prezenței Domnului Iisus Hristos. Cineva trebuie să spună, altfel degeaba ne adunăm, frați și surori, dacă nu mai vorbim și nu mai teoretizăm. Noi trebuie să vedem practic, când se prezintă Dumnezeu, neputințele nu mai au putere și se duc. Credem aceasta? M-aș bucura să putem să vedem o probă practică în seara aceasta. Știți, e bine și e ușor să spunem, da, credem. Dar când e vorba să mergem la concret, așa parcă ne e frică un pic să nu dăm greș, să nu dăm pe lângă, și e normal că nu vrem să facem lucrarea Domnului de rușine. Dar, dragii mei, noi suntem copiii lui Dumnezeu. Noi experimentăm pe Dumnezeu în viața noastră. Dacă atunci când ne adunăm la oaltă, în modul cel mai, în atmosfera cea mai potrivită în care să lucreze Dumnezeu aici în adunare, dacă atunci nu lucrează Dumnezeu, dacă aici nu lucrează Dumnezeu, dacă aici nu vindecă Dumnezeu, dacă aici nu avem credință că Dumnezeu mai poate să lucreze în viața noastră, s-ar putea să mă îndoiesc că plecând acasă ne mai amintim de lucrurile astea. Când ne ducem la ale noastre, vorbim de ale noastre, de planurile noastre de fiecare zi după aceea și uităm de ele. Haideți să ne rugăm serios în seara aceasta. Frate și soră, dacă suntem la adunare și dacă nu simțim prezența lui Dumnezeu aici și dacă nu vedem dovezi ale prezenței lui Dumnezeu în viața noastră și în părtășia noastră, să știți că noi trebuie să ne pocăim mai mult. Noi trebuie să vedem ce avem de făcut. S-ar putea să fie ceva în modul în care ne purtăm aici în adunare. S-ar putea să fie ceva în modul în care ne purtăm afară înainte să venim în adunare. Ceva este. Noi trebuie să identificăm, dar când Dumnezeu se prezintă și când ne lăsăm pe Dumnezeu să lucreze, neputințele smute și nu mai au nicio putere, pentru că în prezența lui Dumnezeu există înviorare și putere spirituală, slăvit să fie Domnul Iisus Hristos. Vă rog să meditați la lucrurile astea încă. Și înainte să plecăm în seara aceasta de aici, să putem să avem această experiență. Fiecare dintre noi o putem avea. Al treilea lucru pe care l-am văzut în viața ucenicilor, că s-a schimbat atunci când au văzut și au intrat în contact cu prezența lui Dumnezeu. Versetul 33. În clipa când se despărțeau bărbații aceia de Iisus, Petru a zis lui Iisus, Învățătorule, este mai bine să fim aici.
Să facem trei colibe, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. De acum, planurile lui Petru de viitor s-au schimbat. Nu mai interesa altceva decât ceea ce a văzut acolo. Și planurile omului care se întâlnește cu Dumnezeu, care îl experimentează pe Dumnezeu, se schimbă. Tot ce îl interesează este prezența lui Dumnezeu. A uitat Petru de familie, a uitat de soacra vindecată de Domnul Iisus Hristos, a uitat de cei care stăteau la poalele muntelui și așteptau după ei. Nu știa el ce se întâmplă jos. Și ce se întâmpla jos între timp acolo? În timp ce erau pe munte, și ce se întâmpla jos? Ceilalți ucenici se luptau din greu cu o problemă. Un bărbat le-a dus fiul care era muncit de un duh rău. Și numai ce avuseseră experiența aceasta cei 12, vă rog să rețineți, că numai din capitolul 10 din Luca urmează cei 70, cei 12, Domnul Iisus îi trimiseseră doi câte doi, le dăduseră puterea asupra duhurilor rele și avuseseră experiența aceasta, erau deja antrenați. Și acum, în timp ce Domnul Iisus Hristos cu Petru, cu Iacov și cu Ioan erau pe munte sus, ceilalți nouă jos aveau de rezolvat o problemă. Și surprinzător, nu se rezolvă. Nu se rezolvă. Și Domnul Iisus Hristos, după ce coboară de pe munte, știți ce le spune? Acest soi de draci iese afară numai cu post și din nou rugăciune, vedeți? Din nou rugăciune. Am ajuns la concluzia că ceva s-a întâmplat în viața ucenicilor între timp. Când s-au văzut ei cu atâta autoritate spirituală că spun duhurilor să iasă afară din oameni și duhurile îi părăseau, au ca au neglijat postul și rugăciunea. Așa ne lasă Domnul Iisus Hristos să înțelegem că dacă se rugau și posteau în timpul acesta, aveau putere mai mare. Dar există o lucrare spirituală care se face numai cu post și cu rugăciune. Ca să fie biruință. Doamne, dă-ne înțelepciune în privința aceasta. Revenim pe munte. Petru nu știa necazul de jos. Poate dacă știa, se mai gândea și la ei. Dar când a văzut Petru pe Domnul Iisus Hristos, cu fața strălucind, cu îmbrăcămintea albă strălucitoare, când l-a văzut pe Moise, l-a văzut pe Ilie, s-a gândit Petru, nu, acum e momentul să rămână și Moise și Ilie jos. Nu mai merge nimeni. Aici stăm gata. Nu-i de condamnat. Pentru că în mod real, frați și surori, un om care gustă prezența lui Dumnezeu vrea să rămână în prezența lui Dumnezeu. Un om care îl experimentează pe Dumnezeu într-un mod extraordinar, nu-l mai interesează lucrurile de jos. Nu mai interesează neajunsurile de jos. Nu mai are probleme cu neputințele și cu somnul și cu oboseala. Tot ce îl interesează este cât poate dura mai mult timpul acesta. Dacă s-ar putea să nu se termine niciodată. Nouă ni se pare de multe ori greu două ore la adunare. Și nu vreau să justific cu ceea ce spun acum faptul că trebuie să trecem peste program. Nu asta e problema mea. M-aș bucura, fraților, să avem o oră de slujbă, dar să fie o oră în care prezența Domnului să fie simțită la intensitate mare aici în mijlocul nostru. Dar avem rânduiala aceasta și nu era, e bună. E bine să o respectăm și să mergem înainte. Dar aș vrea în timpul acesta cât suntem aici să putem să lăsăm Duhului Dumnezeu să lucreze cu adevărat în viața noastră. Să putem să simțim ceva special, să ne putem dori să mai venim aici. Că s-ar putea unii dintre noi să venim doar că trebuie să venim, nu că ne place, nu că dorim, nu că tânjim după prezența lui Dumnezeu, că s-ar putea să nu mai simțim prezența Domnului unii dintre noi aici la adunare. De aceea, planurile noastre, atunci când e posibil să facem shortcut sau bypass, e mai corect spus, bypass la părtășia noastră, suntem experți să ne scuzăm ca să ieșim bine în fața fraților, ca nu cumva să iasă că n-am venit la adunare. Când simțim prezența lui Dumnezeu, frații mei,
Atunci planurile noastre vizează numai prezența lui Dumnezeu. Cum pot face să ajung în prezența Domnului mai repede, să stau cât mai mult acolo? Dar dacă nu ne învățăm cu prezența Domnului aici, cred eu că s-ar putea să avem probleme dacă o vrem în cer. S-ar putea să avem probleme pentru că dacă în prezența Domnului nu suntem confortabili aici jos și pretindem că vrem prezența Domnului sus în împărăție, să fim acolo, dar noi nu urmărim prezența Domnului aici când avem ocazie, noi nu vrem părtășie, noi nu vrem cuvânt, noi nu vrem rugăciune, s-ar putea să trebuiască să ne schimbăm planurile. Frați și surori, dragi tineri, planuri sunt făcute și sunt convins că, fiind oameni organizați, ne-am învățat în această societate organizată, cu schedule, cu o așezare bună a programului nostru, sunt planuri care le avem făcute și nu trebuie să renunțăm la un anumit gen de planuri. Dar trebuie să ne cercetăm bine viața și să ne întrebăm, cu adevărat experimentez eu prezența lui Dumnezeu în viața mea? Și unul dintre lucrurile după care pot măsura această realitate sau lipsa ei din viața mea este planurile concrete pe care le am. De pildă, simplu, săptămâna ce urmează, cam știu deja ce mă așteaptă. Neprevăzute mai pot fi la oricare dintre noi. Dar în săptămâna care urmează, vorbind despre prezența lui Dumnezeu în viața mea, mi-am făcut plan ca să mă trezesc în fiecare dimineață și să mă rog? Mi-am făcut sau încape oarecum în planul meu pentru săptămâna ce urmează un timp de părtășie cu biserica miercuri sau joi? Dacă nici nu intră în planul meu lucrul ăsta, să știți că e problemă. Dacă nici măcar nu îmi pun problema, dacă pot să vin la adunare, la părtășie cu frații, dați-mi voie să vă spun, s-ar putea să fie ceva probleme mai mari acolo. De aceea, frații mei, un om care experimentează prezența lui Dumnezeu în viața lui, își schimbă planurile în așa fel încât tot ce contează este prezența lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că experimentând prezența lui Dumnezeu aici, o vom experimenta tot mai mult, tot mai mult și tot mai mult și vom ajunge la un moment dat cum a trăit Enoch. Tot umblând cu Dumnezeu, umblând cu Dumnezeu, la un moment dat Dumnezeu a zis, Enoch, e vremea, vino sus. Și s-ar putea să ne trezim pe neașteptate, plecați de aici, dar plecați în prezența lui Dumnezeu veșnic în cer. Doamne, ajută-ne să ajungem acolo. Haideți să ne învățăm de aici. Mai mult decât am făcut-o până acum. Mai mult decât am căutat prezența Domnului până acum. O să mergem mai departe și să mai evidențiem un lucru care se schimbă în viața unui om care are de-a face cu prezența lui Dumnezeu. Versetul 36. Când s-a auzit glasul acela, adică acesta este fiul meu preiubit, de el să ascultați, când Dumnezeu Tatăl a vorbit și a auzit cei trei acolo, Iisus, spune Scriptura, a rămas singur. Moise și Ilie au fost acoperiți de nor și din nor s-a auzit acest glas. Era Dumnezeu Tatăl care, așa cum s-a auzit și la botezul în apă al Domnului Iisus Hristos, când a mers la Ioan, la Iordan, ca să fie botezat, și atunci a venit Duhul Sfânt în chip de porumbel peste Domnul Iisus Hristos și s-a auzit glasul Tatălui din ceruri care a spus, acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Acum, același glas, același Dumnezeu, despre același Fiu, acesta este Fiul meu preiubit, de El să ascultați. Când a auzit glasul acesta, glasul acela Iisus a rămas singur. Ucenicii au tăcut și n-au spus în zilele acelea nimănui nimic din cele ce văzuseră. Asta e puțin interesant. Pentru că dacă mergem și în capitolul 9 mai devreme, avem de-a face cu aceeași experiență în care Domnul Iisus Hristos, întrebându-i pe ucenici cine zic oamenii că sunt eu, Petru răspunde frumos,
călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu, Domnul Iisus Hristos începe să le spună despre planul lui de viitor, despre ceea ce urma să se întâmple, faptul că va trebui să ajungă la Ierusalim să pătimească din partea bătrânilor și a mai marilor norodului, să fie dat la moarte, dar a treia zi va învia. Domnul îi spune să nu spuneți nimănui, nu e vremea de spus. Aici nu le spune nimeni să nu spună. Domnul Iisus Hristos, textul de față nu ne lasă să înțelegem că le-a precizat detaliul acesta. Dar se întâmplă ceva în viața unui om care experimentează prezența lui Dumnezeu. Și anume, este o schimbare de atitudine. Când noi ne raportăm unii la alții, avem impresia că suntem cineva și că putem avea un cuvânt sau o poziție. Putem pretinde respect. Suntem undeva la un anumit nivel. Dați-mi voie să vă spun, omul care îl experimentează cu adevărat pe Dumnezeu va ști să tacă și să fie smerit. Unul dintre indiciile esențiale că un om îl cunoaște pe Dumnezeu este că știe să tacă când trebuie tăcut și știe să fie smerit. Dacă nu sunt astfel de atitudini în viața mea, eu trebuie să mă întreb ce se întâmplă cu mine. Dacă Duhul Domnului este aici și dacă Duhul Domnului îmi vorbește în seara aceasta, voi lua decizii concrete în privința aceasta. Să știți că așa deodată să stăm pur și simplu și vine prezența Domnului peste noi, nu se face. Nu ajungem acolo. Este o problemă de alegere, este o problemă de voință, este o problemă de decizie. Eu decid să tac. Eu decid să fiu smerit. Singur nu voi putea să împlinesc. De aceea a venit Duhul Sfânt, printre altele, să-mi dea și mie și dumneata, să ne dea puterea împreună ca să umblăm pe calea Domnului în simplitate și în smerenie. Și spunem, Doamne, ajută-ne la aceasta! Aș vrea să mă apropii de încheiere, precizând faptul că vor începe și tinerii școala. Și cred că pentru părinți, dragi tineri, nu există altă dorință mai mare în dreptul vostru în anul acesta școlar decât să știe despre voi că atunci când mergeți la școală, prezența Domnului este peste viața voastră. Pentru asta vrem să ne rugăm în seara aceasta cu toată adunarea, pentru că vrem să cerem prezența Domnului să fie peste viața voastră. Dar lăsați prezența Domnului în viața voastră să se vadă. Începând cu aparențele. Începând cu planurile pe care vi le faceți pentru anul acesta. Nu vă plănuiți lucruri în afara voii lui Dumnezeu. Lăsați prezența Domnului în viața voastră să se vadă din modul în care vă planificați lucrurile, din atitudinile pe care le aveți față de părinți, față de profesori, față de colegi. Dumnezeu vrea să vă folosească o mărturie în mijlocul atâtor tineri de vârsta voastră, care n-au nicio direcție, care mulți au gustat din amarul păcatului din lumea aceasta. Dumnezeu vrea să vă facă pe voi să vă strălucească fața și îmbrăcămintea și ființa și viața în mijlocul acestui neam ticălos și murdar. Aș vrea să priviți la provocarea care vi se face în ziua de astăzi, înainte să începeți un alt nou an școlar. Veți avea succes dacă veți fi împreună cu Dumnezeu. Dacă veți fi împreună cu Dumnezeu, vom vedea cu toții lucrul acesta. Ceea ce noi putem face cu toată inima și cu toată dragostea în seara aceasta este să ne rugăm. Și mă rog din toată inima ca bunul Dumnezeu să asculte rugăciunea poporului său. Amin. Domnul ne-a vorbit prin cuvântul său și Domnul vorbește și afară, din nori, așa cum s-a întâmplat în capitolul 9 din Marcu, că Domnul le-a vorbit din nori.
În seara aceasta ne vom ruga pentru copii, așa cum ați auzit. Am dorit ca copiii împreună cu părinții, la timpul când o să fie anunțat, să vină în față și ne vom ruga pentru ei. După aceea, apoi ne vom ruga pentru fratele Alin și pentru fratele Mircea, care vor pleca în Africa. Ne vom ruga Domnului pentru bolnavi. Ne vom ruga Domnului pentru cei care au nevoie și care doresc să se roage biserica pentru ei. În afară de asta sau înainte acestui lucru, aș vrea să întreb ceva. Mi-e place să fiu așa mai practic și nu supără pe nimeni, nici biserica. Câți dintre noi am vrea să vedem slava lui Dumnezeu? Slăvit să fie Domnul! Aș vrea să vă spun ce este necesar pentru asta și ce trebuie. Și poate vom admite toți, poate o parte. În textul care a fost citit, spune că ucenicii erau apăsați. Erau apăsați de un somn și au dormit. Și Biblia spune și menționează acolo, când s-a trezit bine. Există oameni care se trezesc din somn și care sunt ca niște oameni vieți. Nici nu știe exact ce să facă pentru că atunci s-a deșteptat din somn. Dar a trebuit să se deștepte bine din somn pentru ca să vadă slava lui Dumnezeu. Și când s-a deșteptat bine, au văzut slava lui Dumnezeu. Biblia vine și spune, deșteaptă-te tu care dormi și Hristos te va lumina. Nu aș vrea să fie pentru nimeni o jignire, dar fraților, eu cred cuvântul lui Dumnezeu așa cum e scris. Căutăm noi să facem filozofii pe marginea lui, căutăm noi să știu câte lucruri, însă cuvântul lui Dumnezeu trebuie crezut așa cum este. Și dacă Domnul Iisus spune că atunci când este chemat, El se prezintă. Și dacă spune orice lucru îl veți cere când vă rugați de la Tatăl, vă voi da, veți primi. Credem noi acest cuvânt? Am vrea să vedem slava lui Dumnezeu că Domnul binecuvintează copilașii? Am vrea să vedem la sfârșit când vor termina școala, că într-adevăr rugăciunile acestea care s-au făcut în biserică aici de către frați au avut un efect deosebit asupra lor, că Dumnezeu prin Duhul Său i-a ocrotit, i-a păzit. Pe fratele Alin și pe fratele Mircea care vor pleca, am vrea să se întoarcă înapoi sub ocrotirea lui Dumnezeu. Am vrea ca Dumnezeu să vindece pe cei bolnavi. Și dacă nu se vindecă, n-aruncați vina pe predicatori, n-aruncați vina pe păstori. Nu-i vinovat nici Dumnezeu, nici ei. Poate eu nu m-am trezit încă bine din somn, eu încă dorm. Și nu văd slava lui Dumnezeu, că nu m-am trezit bine, nu m-am trezit la realitate. Vreau să ne trezim cu toții la realitate. Dumnezeu este același ieri, azi și în veci. Dumnezeu lucrează și astăzi. Trebuie să rămânem la cuvântul Lui. Dar noi trebuie să ne trezim în a-L glorifica, a-L binecuvânta, a trăi în fiecare zi după voia Lui. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare. Invităm copilașii împreună cu părinții lor să vină în față aici, ca împreună să ne rugăm pentru ei. După ce ne vom ruga pentru ei, vom invita apoi pe fratele Alin și pe fratele Mircea să vină în față ca să ne rugăm Domnului împreună cu cei care doresc încă rugăciuni și pentru cei bolnavi. Cei bolnavi, așa cum care doresc ungere cu un de lemn, se vor pleca pe genunchi. Nu uitați, fac numai doar o prevenire. Dacă vreți să îndepliniți cuvântul lui Dumnezeu și să fiți vindecați, faceți întâi actul acela de mărturisire. Mărturisiți-vă Domnului, mărturisiți-vă unui dintre păstori și veți vedea ce influență, ce putere are mărturisirea acelor sinceri înaintea lui Dumnezeu. Așteptăm copiii să vină cu părinții în față.
Frați și surori, biserica noastră este o biserică în care sunt mulți copii. Vrem să ne rugăm înaintea Domnului în mod special. Haideți să ne unim în privința aceasta. Poate e bine să cântăm o strofă dintr-o cântare până ajung toți aici și nu vom putea să mergem acum printre rânduri pe coloar, dar vrem să ne rugăm împreună cu toții ca bunul Dumnezeu să lase prezența Lui în mod special. Cât de bine mă simt cu aleșii Domnului, poporul minunat. O, ce bine mă simt cu aleșii Domnului, poporul minunat. Strălucesc fețele când pe adunarea cerul stă și ascultă cântarea. O, ce bine mă simt cu aleșii Domnului, o, ce popor, ce popor minunat. Ce plăcut și ce frumos e poporul lui Hristos, când pe pe toți sfinții ce împreună s-au unit. Cât de bine mă simt cu aleșii Domnului, poporul minunat. O, ce bine mă simt cu aleșii Domnului, poporul minunat. Strălucesc fețele când te adunarea cerul stă și ascultă cântarea. O, ce bine mă simt cu aleșii Domnului, o, ce popor, ce popor minunat. Intrăm în rugăciune înaintea Domnului și cerem îndurarea Lui. Cu ajutorul Domnului, vă rugăm să mergeți cu toții la loc și în timp ce vom cânta împreună pentru slava Domnului, rugăm pe Alin și pe Mircea să vină aici în față și dacă sunt frați sau surori în adunare care au nevoie de rugăciune în mod special, vă rugăm să veniți aici în față în timp ce cântăm împreună cu toții. Dacă cineva vrea ungere cu un de lemn în numele Domnului Iisus Hristos, vă rugăm veniți în față și puneți-vă pe genunchi ca să putem să ne rugăm în scopul acesta în mod concret. Invit toți frații slujitori, inclusiv frații diaconi, vă rugăm veniți aici în față să ne rugăm împreună înaintea Domnului. Să lăudăm pe Domnul din cântarea, la Tine venim, la Tine venim, mântuiți în fața Ta noi stăm. La Tine venim, la Tine venim, mântuiți în fața Ta noi stăm. Cu capul sus, inima plină de laudă ție ne-nchinăm. Te preamărim, te preamărim, îndurarea ta o înălțăm. Căci ne-ai eliberat, lanțurile le-ai rupt care ne-au robit. Noi te iubim, noi te iubim, al tău nume mare înălțăm. Căci în tine e puterea, în tine măreția, prin care suntem biruitori. Ție ne închinăm, ție ne închinăm, cu podoabe sfinte-n fața ta stăm. Laudă ție, Domnul meu, domnește Tu printre noi. Noi Te iubim, noi Te iubim, al Tău nume mare înălțăm.
căci în tine e puterea, în tine măreția, prin care suntem biruitori. Ție ne închinăm, ție ne închinăm, apodoave sfinte în fața ta stăm. Laudă ție, Domnul meu, domnește tu printre noi. Frați și surori, în cursul zilei de mâine, fratele Alin împreună cu fratele Mircea vor zbura spre Ghana, spre capitala țării Ghana, spre Accra. Pentru o săptămână ei vor fi acolo pentru a ne reprezenta în proiectul pe care noi l-am demarat acolo cu săparea celor patru fântâni. Am dorit să încredințăm în brațul Domnului într-un mod special, cu toată adunarea. Vrem să ne rugăm să cerem protecția Domnului peste viața lor pentru slujirea pe care trebuie să o facă în aceste zile acolo. Ne rugăm ca Dumnezeu să îi însoțească în deciziile pe care vor trebui să le ia acolo și unele dintre ele ne vor implica pe noi toți. Am dorit să ne rugăm ca Dumnezeu să le dea înțelepciune și ocrotirea brațului puternic al lui Dumnezeu să îi însoțească și să ne putem întâlni cu bine săptămâna cealaltă când se vor întoarce acasă. În timpul acesta ne rugăm pentru cei doi și dacă mai sunt frați sau surori care vor să vină în față pentru rugăciune și ungere cu undelemn, avem aici două surori, trei chiar, continuăm și ne rugăm până cu toată adunarea, frați și surori, convinși că Domnul Iisus Hristos este prezent aici. Manifestarea prezenței lui Dumnezeu înseamnă și alungarea neputințelor din trupurile noastre. Ne rugăm ca Dumnezeu să-și facă lucrarea. Intrăm în rugăciune și mijlocim împreună cu toți așa cum suntem în picioare. Ne rugăm Domnului.